Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. Îl avem alături de noi azi pe Skyete, care nu a vrut pur și simplu să se îndepărteze de ecran, așa că am zis să-l iau ca parte din decor. Sper să vă inspire și pe voi și să aduc așa un plus de drăgălășenie videoclipului. Pentru că luna aceasta n-am avut timp să mă ocup cum trebuie de o tematică de februarie, urmează să mă ocup când ne întoarcem din concediu și asta înseamnă după 2 februarie, n-am vrut să las finalul de lună fără un videoclip despre Bullet Journal, așa că am decis să fac un videoclip pe care l-aveam pe listă de foarte, foarte multă vreme. Sincer, l-am tot amânat din diverse motive, dar am zis că este timpul în sfârșit să-l fac și este vorba despre Bujo Hacks sau Bullet Journal Hacks. Mai pe scurt, sunt câteva sfaturi, mai mici sau mai mari, care vă pot ajuta în decorarea unui bullet journal, în organizare și, per total, în organizarea voastră. Primul este unul destul de ușor și la îndemână. Știți că se pot cumpăra niște penloop-uri speciale. Acestea se adaugă în agendă și, practic, ai aici o bucățică de elastic în care îți poți agăța stiloul pentru momentele în care vrei să iei agenda cu tine. Dar pentru că mie nu mi s-a părut necesar să dau 15 lei sau cât este pe un penloop de acest tip, m-am gândit că pot să folosesc foarte bine și elasticul agendei mele, așa că o întorc vertical și pur și simplu pun pixul sau stiloul pe care îl folosesc prinzându-l cu elastic. Cam așa arată toată treaba, iar pixul sau stiloul va sta fără probleme în geantă, fără să-l pierdeți și să-l căutați apoi nebunite. De asemenea, mai sunt persoane care mută acest elastic în acest fel și tot așa, cu ajutorul ei, prind stiloul. Deci sunt două variante foarte la îndemână, nu trebuie să cumpărați ceva special, să dați banii pe altceva, pur și simplu vă folosiți de elasticul agendei și vă asigur că nu o să pățească absolut nimic. Mai departe, un truc pe care eu îl folosesc destul de des este folosirea unor post-its simple pentru notarea paginilor. Să zicem că până aici am reușit să realizăm organizarea lunii, că avem un plan săptămânal pentru săptămâna 1 din o oarecare lună. Și pentru că nu vrem să stăm să facem pentru toată luna planul săptămânal, dar să zicem că am vrea să completăm ceva mai încolo, o altă tematică, eu practic las paginile libere și pur și simplu îmi notez ce am de făcut ulterior pe aceste pagini. Așa că să zicem că aici ar fi de făcut săptămâna 2. Aici facem săptămâna 3. Să zicem că aici ar fi săptămâna 4, nu mai trec că ați prins oricum care e mecanismul și de aici pot începe cu ce vreau nou în agenda, fără să-mi fac griji că vai, am uitat să las spațiu pentru ceva ce trebuia completat înainte. Pe mine mă ajută foarte mult trucul acesta de organizare, pentru că fiind destul de obsedată, să zicem așa, de ordine, nu mi-ar plăcea, de exemplu, să am aici săptămâna 1, după aia să am o pagină care nu are absolut nicio legătură cu luna respectivă și apoi să trec la săptămâna 2. Așa că dacă sunteți ca mine, s-ar putea să vă ajute destul de mult și pe voi. Un alt truc pe care eu îl folosesc destul de des este căutarea pe Pinterest. Are legătură foarte mare cu întrebările pe care mi le lăsați voi cel mai des, și anume cum găsesc anumite desene, cum fac anumite desene sau anumite layout-uri. Ei bine, de foarte multe ori eu mă inspir de pe Pinterest, pur și simplu caut ce mă interesează, îmi salvez pe boards fotografii de inspirație și atunci când vreau să fac ceva nou, mă uit și acolo ca să găsesc cele mai bune lucruri pentru mine. Așa că vă recomand să intrați pe Pinterest și să căutați întotdeauna, dacă vă interesează, de exemplu, să faceți un desen simpatic, căutați denumirea acelui desen plus doodle, sau dacă vreți să faceți o tematică pe bullet journal, puteți să căutați chiar bullet journal luna respectivă sau bullet journal weekly log, bullet journal monthly log, bullet journal habit tracker. Practic, pentru toate tipurile de pagini veți găsi cu siguranță o grămadă de fotografii de inspirație. De asemenea, pentru că eu nu sunt extrem de talentată și nu pot să desenez cu mână liberă, să spunem așa, unul la unul ce văd, de multe ori, dacă e ceva mai complex, deschid pe telefon, blochez ecranul telefonului cu ecranul aprins, iar apoi pur și simplu pun hârtia peste ecranul telefonului și schițez ușor, ușor cu un creion, ca să am grijă să nu zgârie totuși ecranul, pentru că nu este foarte ieftin, dar schițez conturul ușor, ușor cu un creion, iar apoi dau telefonul la o parte și revin cu un pix, cu marker, cu cariocul, cu ce mă interesează pe mine, peste. Asta mi se pare cea mai ușoară variantă de departe.
când vreau să scriu anumite citate sau anumite titluri cu un fond aparte, pentru că eu nu mă pricep foarte bine la caligrafie și la scris, aleg să intru pe dafont.com, este un site unde găsiți o grămadă de fonturi, de la foarte simple la foarte complexe, la fonturi de mână, la fonturi cu simboluri, sunt foarte, foarte multe variante și trebuie să aveți timp și răbdare să vă uitați prin toate. Eu mi-am făcut o selecție și de fiecare dată când vreau să scriu ceva mai simpatic, o să introduc textul respectiv pe site, o să văd cum se scrie cu fontul acela și îl copiez apoi și eu în caiet. M-a ajutat de foarte multe ori și mi se pare că e o varietate destul de mare astfel încât să vă găsiți orice pe gustul vostru. Mai departe, când vreau să scot în evidență anumite pagini, de exemplu, să zicem că am aici săptămâna 1 și vreau să ajung foarte ușor la ea, folosesc post-ituri subțiri, eu de obicei, cum ar fi acestea. Nu mai știu exact de unde le-am luat, dar sunt sigură că găsiți cam în toate librăriile așa ceva, sunt pur și simplu niște post-it subțiri, iar eu pur și simplu să zicem că iau 1, îl lipesc aici. Și chiar dacă agenda este închisă, pot deschide cu ușurință chiar la pagina respectivă. Și dacă s-a terminat săptămâna și vreau să continui și cu săptămâna 2, nici măcar nu e nevoie să folosesc un nou post-it ca să le consum foarte repede, ci pur și simplu îl dezlipesc pe acesta și lipesc pe pagina următoare. Se pot folosi de mai multe ori, sunt simple, sunt flexibile, nu se încurcă cu nimic dacă iei agenda cu tine și eu de multe ori am ales să și scriu pe ele, dar ca o mică atențiune aveți nevoie de marker permanent dacă vreți să scrieți pe ele, altfel se ia fiind lucioase. Încă un sfat pe care eu îl am este să folosiți și un caiet de teste. Dacă obișnuiți să faceți niște layout-uri mai complicate, dacă faceți desene cu mai multe detalii și vă e frică să nu stricați, folosiți un caiet de teste. Eu am luat o banală agendă pe care o am de la Babyliss și în ea, de cele mai multe ori, după cum vedeți, îmi fac testele înainte de a le trece cum ar veni pe curat, pe bullet journal-ul propriu zis. Aici am luna mai, mi-am împărțit efectiv cam cum aș vrea să fie, am vrut să văd cum dau culorile împreună, aici la fel, le-am combinat între ele și până la urmă când descoper ceva ce îmi place, când sunt mulțumită de rezultat, abia atunci trec și pe bullet journal. La fel, dacă nu sunt foarte sigură, trasez întâi un contur cu creionul, peste care vin cu un fineliner dacă e nevoie. Am primit numeroase întrebări legate de agenda mea de la fete care îmi spuneau că și-au cumpărat și ele o agendă și au avut experiențe neplăcute în sensul că atunci când au început să scrie pe ea, au descoperit că se vede pe partea cealaltă, s-au antinat pe partea cealaltă chiar și erau nedumerite, nu înțelegeau de ce s-a întâmplat asta. Ei bine, de foarte multe ori lucrul ăsta se întâmplă pentru că pagina este prea subțire. Sunt agende care au pagina mai subțire, sunt agende care au pagina mai groasă. De asemenea, contează foarte mult și markerele și cariocile pe care le folosiți. Vă recomand să nu folosiți niciodată markere pe bază de alcool, acele tipuri de markere permanente care miros puternic, pentru că acelea întotdeauna se vor vedea pe pagina cealaltă. Și pe lângă asta, în general, agendele au o foaie destul de subțire și un pic măcar se va vedea. Acum depinde foarte mult și de ce folosiți, după cum spuneam. Și ca să evitați asta, ce vă recomand eu este să aveți la finalul agendei, la final de tot, chiar pe ultimele pagini, niște pagini rezervate special pentru un test al pixurilor și cariocilor pe care vreți să le folosiți. După cum vedeți, eu aici am încercat absolut toate markerele pe care le am, să văd care merg folosite în agendă, care nu merg folosite, de exemplu Sharpie-urile, care sunt de altfel foarte drăguțe, se văd extraordinar de tare pe partea cealaltă, după cum se vede. În schimb, cele de la Tombow sunt ceva mai fine, la fel și aceste highlightere, la fel și markerele de la Lidl, așa că este foarte bine să testați asta la final, ca să nu aveți surprize neplăcute în agenda propriu-zisă, să nu descoperiți apoi că v-a stricat o pagină întreagă, că trebuie să o rupeți, pentru că știu cât de neplăcut poate fi. Dacă sunteți la început cu un bullet journal și încă nu ați reușit să rețineți toate simbolurile pe care le are sau v-ați creat voi niște simboluri și vreți să vă obișnuiți la început cu ele, vă recomand un astfel de pop-up key. Este foarte simplu de făcut, vă voi arăta imediat. Și este bun pentru că îl puteți ține tot timpul deschis atunci când completați ceva în agenda și practic aveți tot timpul la îndemână fiecare simbol și ce înseamnă el. După cum spuneam, de realizat se realizează extrem de ușor. Aveți nevoie de un washi tape sau pur și simplu scotch dacă asta doriți și de o bucată de hârtie sau de carton. Eu momentan am folosit pur și simplu o hârtie dintr-un planner mai mic. Am îndoit-o ca să fie albă și pe o parte și pe alta și plănuiesc să o lipesc cam așa. Cel mai important este să scrieți key-ul înainte, pentru că altfel vă va fi foarte greu să scrieți odată ce ați lipit-o. Așa că vă luați, să zicem așa, un punct, să vedeți cam
unde ar trebui lipit și să nu acoperiți practic testul, pentru că dacă eu acum mă apuc să scriu de aici, în momentul în care o să lipesc, o să acopăr o bucată din textul scris și practic n-am rezolvat absolut nimic. Așa că o să scriu în partea cea mai din dreapta și pur și simplu scriu key. Evident că voi puteți decora absolut cum doriți voi chestia asta, e pur și simplu un lucru care ține de gusturi. Să zicem că pe mine doar atât mă interesează, puteți folosi un carton colorat, puteți folosi un carton cu model, puteți scrie aici un citat motivațional dacă vă ajută, dar de dragul demonstrației o să fac cât mai simplă și o să folosesc niște washi tape, după cum spuneam. Acum o îndoim fix pe marginea washi tape-ului, cam așa, și lipim și partea aceasta. Evident că am lipit-o strâmb pentru că nu am fost atentă, dar trecem peste această mică problemă. Am lipit-o acum și aici. Și practic ăsta este key-ul. Poate fi ținut deschis sau poate fi închis. De asemenea, puteți folosi washi tape pentru a masca anumite greșeli. Eu prima dată am început să scriu aici seriale, de exemplu, adică titlul paginii mele, și apoi mi-am dat seama că am greșit, nu am scris cum trebuie, se vedea foarte urât. Și ca să acoper lucrul ăsta, practic, am lipit deasupra un washi tape. Mi-am dat seama abia apoi că era puțin transparent și încă se mai vede o urmă din vechiul text, dar pentru mine e ok, nu mă deranjează, măcar am acoperit așa cât de tare se vedea lucrul ăsta. Și practic puteți folosi acest washi tape sau orice washi tape de altfel pentru a masca tot felul de greșeli pe care le faceți. Am mai folosit washi tape și pentru a lipi astfel de cartonașe cu mesaj care pe mine mă inspiră sau pentru a face un fel de plic în interiorul bullet journal-ului meu în care mai pun câteodată hârtiuțe cu planuri pe care le am legate de videoclipuri. Sau pur și simplu să vă puneți ceva aici care să vă inspire. Ideea e că sunt foarte multe idei pe care le puteți face cu washi tape, dar am zis să mă rezum doar la câteva. Iar ultimul sfat pe care eu îl am este să folosiți agrafe de birou, colorate, evident, ceva mai simpatice, nu banalele agrafe, pentru două lucruri diferite. Fie ca semn de carte, să zicem că am aici o pagină care pe mine mă interesează, vreau să ajung foarte ușor la ea întotdeauna, așa că o să punem o astfel de agrafă și, după cum vedeți, este foarte ușor de accesat și gata, am ajuns la ea. Sau, dacă, de exemplu, am scris pe o anumită tematică 3 pagini, 4 pagini din bullet journal, toate sunt legate de același subiect și aș vrea să fie cumva prinse între ele, ca să știu lucrul acesta, folosim un bullet journal și pur și simplu le prindem împreună. Și astfel atunci când mai răspăim, de exemplu, prin el, nu trebuie să trecem prin 4-5 pagini pe același subiect, ci pur și simplu trecem peste toate odată și doar dacă avem nevoie să revenim la subiectul respectiv, să le citim din nou sau ceva, pur și simplu dăm agrafa la o parte și le citim. De asemenea, dacă ați făcut o greșeală, dar nu vreți să rupeți pagina, eu am făcut de vreo două ori treaba asta și pentru că mi-a fost milă să rup, mai ales că greșeala era pe pagina asta, iar pe partea asta deja completasem ceva și n-aș fi vrut să o iau de la capăt, pur și simplu am lipit aceste două pagini între ele și practic asta a rămas și doar am trecut mai departe pe partea respectivă. Cam acestea ar fi sfaturile mele, sunt puține, dar sper eu să vă ajute. Dacă le folosiți și voi, nu uitați să-mi trimiteți și mie fotografii. Dacă v-am ajutat cu ceva, poate postați pe Instagram și dați și mie un tag. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un thumbs up. Mulțumesc, Caite, și de prezența ta minunată și blănoasă. Și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa!